Dragoș Ioan Coste a renunțat la locurile de muncă din industria IT din Spania, și-a luat bagajele și a venit în România. Totul pentru a pune în aplicare VWOC 3DEVA. Ce este VWOC 3DEVA? Este un adaptor pentru realitate virtuală care permite inserția unei tablete sau unui telefon mobil înăuntru și se comportă ca un vizor fully-fledged, practic cu display integrat și cu senzor de mișcare. Ne permite să vizionăm filme sau jocuri de pe calculator sau de pe stocarea internă a dispozitivului în 3D. Care este diferența între VWOC 3DEVA și binecunoscutul Oculus Rift? Nu depinde de un display dedicat, integrat, ales de către compania Oculus Rift. În cazul acesta putem să folosim gadgetul personal, în așa fel încât calitatea imaginii de pe ecran să fie mult mai îmbunătățită față inclusiv de dispozitivul oferit de către Oculus. Pe de altă parte, prețul este mult mai redus, iar nevoile de upgrade ulterior sunt reduse la un minim datorită acestei capacități de a putea utiliza ecranul și senzorii tabletei sau al telefonului pentru experimentarea realității virtuale. Ce ți aduce în plus un astfel de dispozitiv de realitate virtuală față de experiența obișnuită de a viziona un film sau de a juca un joc? Datorită capacității stereoscopice a display-ului, în momentul în care urmărim un joc sau un film sau facem streaming de pe internet, putem sesiza diferența de adâncime datorită acestui efect stereoscopic pe care îl oferă genul acesta de dispozitive. Practic putem vedea în 3D, așa cum se spune în mod colocvial. Presupun că va fi nevoie și de o aplicație specială pentru a folosi VWOC 3DEVA. Lucrezi și la aceasta în prezent? În acest moment există o sumedenie de aplicații atât pentru tablete, respectiv telefoane, cât și pentru calculatoare care permit streamingul în timp real către acest tip de dispozitive. Dar la rândul meu lucrez la un acest gen de aplicație care va permite practic convertirea surselor 3D plecând de la sursa 2D, respectiv filmul sau streamingul de pe internet. În cazul jocurilor există câteva soluții consacrate deja, pe cum 3DEV, care permit orice joc existent până acum de tip 2D clasic să fie convertit în 3D, astfel încât să putem să-l jucăm și să ne bucurăm de el folosind acest gen de dispozitive, acest gen de adaptare. La realitatea virtuală este important ca utilizatorul să simtă că se află acolo un joc sau un film. Acest lucru de obicei se face prin urmărirea mișcărilor capului. Prototipul pe care l-ai prezentat astăzi nu este dotat cu astfel de tehnologie. Produsul final va implementa tehnologie de motion tracking? Există două posibilități prin care putem să atingem acest gen de imersiune. În general, tabletele și telefoanele mobile de ultimă generație, spunând ultima generație, însemnând ultimii ani de zile, au deja integrat acest gen de senzor de mișcare, cum sunt accelerometrul, magnetometrul, giroscopul. Pentru cei care vor folosi o versiune mai veche sau o versiune mai incompletă a device-ului lor, cum ar fi un telefon de generația anilor 2010-2011 sau o tabletă de același tip, voi prevedea în produsul final un ansamblu de senzori care va fi montat înăuntru și care va permite exact același tip de mișcare a capului. Pentru că, așa cum ai spus inițial, într-adevăr, pentru un nivel de imersiune maximă este nevoie ca toate mișcările noastre, nu doar simțul vizual, să fie excitate practic de acest gen de tehnologie, astfel încât ansamblul de senzor va permite acest lucru, fără niciun fel de problemă.